Vă salut și bine v-am găsit la un nou vlog pe canalul Rareș Vlogs. Ei bine, astăzi vorbim despre meciul Jewel Gardens Sepsi OSK, după cum ați văzut și în thumbnail și în titluri. Bun, băi, să fac o scurtă paranteză la acest clip. Ei bine, dacă vedeți ceva aici la cotul meu și ceva, am căzut eu, adică nu este nimic, adică nu e ceva foarte, foarte grav, am căzut doar eu aici și în partea asta, m-am lovit. Doar asta vreau să vă spun, așa că vizionare plăcută. Da, băieți, astăzi sunt calificările Conference League până să intrăm în play-off, deci ultimul până în play-off, ultimele calificări. Eu spun că dintre toate echipele, cred că Craiova se va califica cu Rădoi pe bancă, un antrenor serios, este un antrenor bun, ați văzut și la națională, a mers decent cu el. Pe cealaltă parte, FCSB cred că merge, CFR, nu știu ce să spun CFR, dar cred că și ei merg cu 1 sau 2-0, vedem cum vor fi. Ideea e că noi astăzi vorbim despre meciul Jewel Gardens Sepsi OSK. Eu spun că Sepsi are mai puține șanse să se califice, deoarece a fost 3-1 în deplasare. Acum să sperăm că va fi un 2-0 pentru Sepsi, iar scorul ăsta să-i ducă în prelungiri și de acolo am văzut că se descurcă foarte bine la loviturile de departajări, dar este totuși foarte greu să mai dea două goluri, trebuie să-i prindă cu un gol în primele minute, iar apoi să echilibreze meciul la un 2-2, dar este greu de crezut că mai poate face asta, dar eu sper să o facă. Ideea e că da, a fost un meci greu și turul, un meci care a fost 3-1 pentru Jewel Gardens. S-a văzut clar, fiecare campioană este bună a țării, mai ales campioana Suediei este totuși o țară nordică, o țară bună la fotbal. Nu ca campionat, scuzați cacofonia, dar ca națională tot mereu au fost foarte buni. Da, au avut și câțiva jucători, Zlatan Ibrahimović, au mai avut ei alți jucători buni, cel mai mare fiind Zlatan Ibrahimović dintre ei. Faza e că Sepsi are o echipă bună, o echipă tare. Am văzut că au fost un pic la meciul cu UTA, un pic demoralizat sau ceva s-a întâmplat. Nu știu, să zicem că da, cumva s-a văzut că joacă mai mult cu echipa a doua de când a început, adică nu l-a jucat pe Golovka, n-a jucat mulți jucători importanți din echipă, dar a fost un meci ok pentru Sepsi cu UTA, un egal. Să sperăm că va bate o Cluj și Voluntari în deplasare, așa știu eu. Meciul este disputat pe Pro Arena, o să vă las meciul aici în sus pe ecran, pentru ca să vedeți mai multe detalii. Meciul va începe la 21:00. Celelalte nu sunt sigur la cât vor începe. Nu m-am uitat decât la acesta. O să mă uit să vă spun și celelalte cum încep și la cât. Deci avem așa. Ca să vă spun, FCSB de la 20:30, puteți vedea și voi aici pe ecran. CSU Craiova începe de la 20:30 deodată cu FCSB și DAC. Haideți să vedem Sepsi de la cât începe. Nu găsesc aici. Sepsi Jewel Gardens. 20:00, deci nu 21:00, am greșit eu, scuzați, dar oricum aveți voi, ați avut toate meciurile pe ecran afișate. Da, și cum v-am spus, este un meci greu pentru ei, trebuie să
trimită un prim 11 puternic, un prim 11 bun, pentru a face față celor de la Jor Gardens. Vom vedea cum va fi meciul. Ați văzut clar, este o echipă, nu pot să spun care jucă, că e suedeză, sau, adică echipa este suedeză, dar jucătorii nu sunt suedezi de asta, adică nu vă spuneți că suedezii, că nu știu ce. E clar, au jucători francezi, englezi, că așa au toate campioanele, cum a spus și Dan Petrescu când a pierdut cu Pionic Evran, toate echipele, toate campioanele sunt bune pentru că au jucători străini, au un buget mare, pentru că să ai o echipă totuși campioană, trebuie să ai un buget până în, să zicem, 10 milioane de euro, sau mai puțin un pic, vreo 6-5 milioane de euro. Dar totuși sunt ceva bani, Sepsi nu cred că are, adică o fi având atâta, dar o campioană trebuie să aibă mai mult. CFR nu știu la cât este estimat, la 9 milioane de euro. Depinde, asta depinde și cât ai la începutul sezonului salarii de plătit, pentru că dacă ai mai mari, să zicem, nu știu acum în cifre, dar dacă ai salarii mari de plătit, clar, mai scade 20% din buget, 10% din buget, pentru că, da, ai multe salarii, dar Sepsi nu cred că are o echipă cu salarii foarte mari și este o echipă foarte bună, o echipă serioasă, cu o conducere serioasă, un antrenor foarte serios, Cristiano Bergodi este un antrenor foarte bun, a antrenat Rapidul în 2007, a câștigat 2 cupe ale României sau 3 cupe, nu știu sigur. Știu că una cu Rapid și una cu Sepsi chiar a sezonul trecut. Așa că, da, băieți, vom vedea ce se va întâmpla la meciul din această seară. Așa că, da, nu uitați acolo să dați un like, să vă abonați la canalul meu de YouTube ca să vedeți mai multe scoruri și mai multe rezumate de la meciuri. Deoarece, da, fac asta... Nu uitați acolo să vă abonați la canal, să dați acolo un like. Scrieți-mi, vă rog, pe Instagram ce să mai postez, pentru că eu aș vrea pe canalul meu să am cât mai multe chestii care, cât mai multe videoclipuri care vouă vă plac. Și să fie, aș vrea niște sugestii de la voi. Și în legătură cu gaming-ul, poate că unii se întreabă de ce am postat eu atât de gaming. Faza e că a fost foarte urât afară și nu am avut ce să facem și am zis să mai explorăm și noi jocurile video, să mai vedem ce se joacă lumea, ce le place. Am văzut că Stumble Guys e la modă acum, se joacă mulți. Și o să am și o serie cu Stumble Guys cu fratele meu, așa că stați acolo cu ochii pe canal. Așa că nu uitați să vă abonați, dați acolo un like, Instagram și conturile mele secundare de YouTube le aveți în descriere și TikTok-ul. Așa că noi ne revedem la următorul clip. Pa, pa!